Merlin Moro de România are doi frați mai mici și seamănă între ei ca picăturile de apă. Sunt foarte talentați și umplu inima de fericire mamei. Așadar, vin cu mamă cu tot aici la noi la emisiune. Maria Constantin, mama Camelia, Iliuță, cel care mănâncă absolut tot, și vine și Cristina. Așadar, să-i poftim alături de noi. Astăzi vă sărbătorim toți cei care vă iubim, tot ce e mai bun pe lume. Te salut, Iliuță! Ce faci, Iliuță? Foarte bine. Ce mai merge piftia cu sarmaua în Oltenia? Așa e? Așa e, așa merge, e. Merge, și aseară am mers. Știu și eu, știu și eu. Să rămână mama. Ce face mama? Cum merge treaba? Foarte bine, cu așa copii. Mama Cristina, ia uite aici. Aici trei copii alături de noi. Ia să știți cum e. Așa. Ca mamă să stați aici, să-i priviți așa, să ziceți, ia uite mă, le-am dat viață, ia uite ce mari am crescut și ia uite cum sunt fiecare pe picioarele lor. Da. Da. E mândrie. Păi, mai de așa ce să mai... Ce mai vreau mai mult? Dar știți că am o problemă. Dacă vă așez acolo lângă copii, lângă Camelia, de exemplu, așa. O să zic în felul următor, că e Iliuță cu cele trei surori. Și nu e bine? Păi e bine, dar... Eu așa, oricum e, așa mi se spune, e sora ta, oricum, care merg dintre ele două. Am înțeles. E sora ta, nu, e mama. Deci să fie foarte clar, aici este doamna Cristina, adică mama, va sta lângă mama. Camelia, Maria și Iliuță. Iliuță, ce poftește când vine acasă la Vâlcea? Grătar. Grătar? Da. Da, cred că grătar mult. Să fie. Să fie. Să nu se termine acolo când pui pe masă, să mai și rămână, că altfel înseamnă că nu s-a ajuns. Și place grătarul ăla cu un soare așa, cu puțină... Grătarul și ceva cartofi prăjiți pe lângă. Dar grătarul ăla un pic așa cu slănină, cu șuncă. Păi da, nu, nu uscat. Trebuie un pic să fie cu... Exact, un pic combinat. Nu se vede. Nu, dar astăzi n-am mâncat nimic la emisiune, dar măcar să vorbim puțin despre mâncare, că e păcat, nu? Aoleu, păi dacă știam, îți aduceam eu sarmale cu piftii și cu turtă, că asta am gătit ieri de ziua mea. La mulți ani de ziua ta. La mulți ani, pentru că Merlin Moro a împlinit 30 de ani. Am schimbat și eu prefixul, îți dai seama, de acum încolo am îmbătrânit. Iliuță, închide ochii. Închide ochii că îi dau un tort și să nu mi-l mănânci. Ce drăguț. Iliuță. Da, ce s-a întâmplat cu tine? Cum, eu așa sunt mereu drăguț. Ești foarte drăguț de la un timp de vreme și nu-mi prea vine să cred. Și de la o vreme de timp sunt foarte drăguț. E o farsă. Nu e nicio farsă, uite, e cu flori, e frumos așa. Mulțumesc. Te rog frumos să... Iliuța, am glumit, să știi, nici eu nu poftesc la dulciuri. Eu tot, ce zici tu, cu grătare și cu astea sunt la fel. Perfect. Haideți să... Mulțumesc din suflet. La mulți ani, pentru că ai împlinit, cum spuneam ceva mai devreme, 30 de ani, nu? Da. 30. Am schimbat prefixul. Îmbătrânești eu de acum înainte, îți dai seama. Ce mai contează că îmbătrânești? Ai bărbat acasă, îl salutăm și pe Marcel. Da. Am înțeles că anul ăsta vreți să deveniți și părinți, așa că Doamne ajută să fie bine. Doamne ajută. Doamne ajută. Aici vedem o fotografie foarte frumoasă. Mama voastră, doamna Cristina, cu cei trei copii. Mama mamei. E mama mea. Bunica? Acolo era bunica. Da. Bunica, da. Semănați e foarte tare cu mama dumneavoastră. Da, aproximativ. Mie în poza aia v-am confundat, am crezut că sunteți dumneavoastră. Dar haide că aici e Maria când descoperise aparatul de fotografiat. Era pe vremea high five. Era pe vremea adolescenței. Da. Puțin și aici ești tu cu? Surorile, mândru. Da, cu sora mea. Auzi, da, dacă mi-arăți fotografiile astea, deja mă consider prea bătrână. Zic, Doamne, cum au trecut anii? Deci nu vine să cred. Astea sunt cele mai frumoase amintiri, nu? Cu familia și cu... apropiați aici cine? Eu. cu Maria. Aici este și tatăl nostru. Aici e Maria micuță la o lună jumătate. Deci acum 30 de ani, Maria acum 30 de ani. Da. Acum 30 de ani aici. Deci tu vrei să-mi amintești acum, să-mi faci o zi... Dar sunt amintiri frumoase. Uite, aici cu cine? Aici eram nași la un botez la Timișoara. Și sunt eu cu sora mea. Și cu, și cu finuța. Fetița botezată, da. Aici la Peștera Muieni? Aici la fel, cu Iliuță, nu, suntem undeva la Tismana. La Tismana. La acolo. Da, e acolo, așa. Da, amintiri frumoase. Ia uite, Revelion 2005. Mamă, 2005. Deci cam așa împodobeau ei pereții noaptea de Revelion cu de toate. Cu staniol, cu tot felul de... A doua zi era dezastru, trebuia zugrăvit, reparat. Acum cum e Maria? Doar tu mai ești în țară, nu? Pentru că... Și Iliuță. Și fratele meu. Camelia e în Italia, nu? Da. Camelia a plecat-o la Italia, altă viață, grande. La Parla. Să vedem cât Parla astăzi, că data trecută Parla decât 5 cuvinte. Atunci să vorbim cu Camelia.
Camelia. Bună, Camelia. Bună. Mai ai emoții? Nu. Foarte bine. Să știi că ne urmăresc românii și din străinătate pe ProTV Internațional. Da, poate acum te văd prieteni din Italia. Deci îi salută. Sigur. Sigur, sigur că da. Și în Italia ce faci acolo? Facultatea de kinetoterapie. În paralel lucrez. Și de cântat acolo? Nu. Doar facultatea și muncă, nu? Da. Nu, am tras-o eu aici. Și ți-e dor de țară? Sigur că da. Îți e dor, nu? Da, normal. Adică te gândești să termini facultatea și gata te întorci? Eu așa aș vrea. Foarte eu frumos. Așa am spus, zic, măi, dar tu ești măritat acolo în Italia? Da. Cu italianul? Nu, nu, este român soțul meu. Am înțeles. Deci soțul român și atunci o să vă întoarceți înapoi acasă, nu? Da, așa ne dorim. Ce ziceți, mama Cristina? Vin copii acasă. Foarte bine să vină. Bine, pentru mine e bine și în Italia, că numai ce m-am întors și eu. E bine să facem copii și da, mai face și o vacanță. Am motiv să și plec, să mă plimb, adică trebuie să-mi văd copiii și... Corect. Iliuță? Să vedem și la Iliuță cum stau lucrurile. Însurat? Nu. Pe ce făcuși, mă, Iliuță? Urmează. Urmează? Da. Ești cu... Da, sunt cu cineva. Lucrez la ansamblu profesionist Doina Gorjului, sunt instrumentist. Și stau la Târgu Jiu mai mult. Lucrez la ansamblu profesionist Doina Gorjului, pentru că și el este un profesionist. Da. Bineînțeles. Foarte frumos. Și te însori când? Nu știu, cred că la anul, să vedem. La pentru că nu am planificat. Alesești locul? Nu, nu. Alesești de unde faci? La Vâlcea sau la Târgu Jiu? Cununia civilă vreau să o fac acasă la mine, la Vâlcea. Da? Da, că e foarte frumos, în aer liber și e frumos. Foarte frumos. Și nunta, nu știu, probabil la Târgu Jiu, la un restaurant. Dar nu o să o fac la anul, o să o fac poate peste 2 ani. Cine? Doamne ajută, mă, Iliuță, să fie bine. Câți ani ai? Fac 29. 29, mulți înainte. Deci 29, Maria 30, 30. Și... Camelia? 27. 27 și sora mai mare? Doamna Cristina. 29. Nu, dar nu e așa că și n-a să vi se zice de multe ori că mergeți toate trei că sunteți sora da, mai mare. Da. Ce mândră sunteți. Normal. Ia uite aici, sora. Păi, așa e când te căsătorești de mic, faci copii repede, imediat. Foarte și acum e bine că... Foarte bine, pentru că în același timp acum sunteți prietenă cu ei și cred că asta e cel mai important. Da. Da. Foarte bine. Iliuță, astăzi cântăm în familie. În familie. Da, da. Pregătit? Foarte pregătit. Iliuță, fii atent, vreau să fii foarte sincer cu mine astăzi, da. Și să-mi spui dacă cu cele două surori ai avut probleme în copilărie, adică dacă te mai căpăceau. Da, normal. Te mai căpăceau, nu? Da, ele două se aliau împotriva mea și da? Eu eram singur. Și să mai luai? Nu mai luam, din când în când. Din când în când, asta se întâmpla. Și apoi când ai mai crescut? Nu, nu am mai avut probleme, nu ne-am mai certat, Nu, după aia când ai crescut, le-ai cunoscut și tu prietenele, știi că, da. Dacă ești băiat cu două surori, wow. Păi, ce să zic, eu le mai urmăream așa prin oraș, când au crescut mai mari, să văd dacă sunt în siguranță sau unde sunt plecate. Deci îi făceai pe bodyguard pentru normal. Puțin așa. Da, ți-aduceau și ele vreo prietenă de-a lor acasă? Știi, adică, uite, mai venia e prietena noastră. Da, dar nu... Eu auzeam povești de la cum surorile aduc acasă prietenilor lor și îi învățau pe frate să se pupe. Mișto. Nu, nu. Uite, vezi, dacă știam pe asta, trebuia atunci, la vremea respectivă. E rău, îmi pare că n-am avut și o soră sau un frate. Bun, ce cântăm? O să cântăm Frate și două surori. Știi că ți-am promis de când am plecat de la tine. Deci am dus, am înregistrat melodia, am chemat-o pe sora mea din Italia, zic, vină încoace că trebuie să înregistrăm melodia, că mergem la prietenul nostru Măruță și nu putem să... Foarte frumos. Să da, nu fie gata. Cum e piesa asta, deci Frate și două surori? Frate și două surori. Maria a făcut textul. Da, eu am făcut textul și melodia și mulțumim pe această cale și maestrului Marin Alexandru pentru orchestrație, a fost acolo cu o întreagă echipă. Și bineînțeles, alături de fratele nostru și de sora noastră. Adică nu... Foarte frumos. Iliuță, ești mândru așa de Maria când, deci acum ai spus. Ea a făcut textul. Foarte frumos. Păi sunt mândru, normal, că e sora mea. Sora mea mai mare. Sora ta mai mare. Dar cu care te înțelegeai mai bine în copilărie? Fii sincer. Cu Camelia. Deci cu Camelia erați mai apropiați, nu? Da, da. Maria făcea pe șefa când era mică? Mai făcea câteodată. Vă punea la punct? Da, da. Adică vă punea și la cot? Ne punea, punea și la lecții și la... Nu, hai să vă spun eu. Ea venea să mergea la grădiniță, a mers prima, și la școală. Ce învățea la grădiniță? Că ei erau mai mici și nu mergeau la grădiniță, veneau acasă și hai să facem lecția. Și îi punea pe amândoi să învățăm o poezie și repeta ce vedea acolo, repeta cu ei.
Da, bine, băiatul de multe ori zicea, eu nu vreau. Da, acum haideți să spun poreclele. Deci. Deci eu eram doamna profesoară, așa îmi spunea tata. Bine, normal că de asta ai vrut să zici porecla, că la tine îți plăcea doamna profesoară. Tovarășa profesoară. Iliuță era pătrunjel, că era foarte mic, mărunțel. Era mai mărunțel. Da, și sora mea era cârșenie, că tot timpul considera cârșenie, știți ce înseamnă? Adică un om din ăla cărcotaș care încearcă să băga pe sub pielea lui tata tot timpul și deci fiecare aveam câte o poreclă și când ne striga tata nu ne mai striga pe nume, deci îi spunea cârșenie, ia vină tu încă. Tovarășa profesoară și pătrunjel. Pătrunjel, da, ai crescut, adică te-ai dezvoltat. Da. Pătrunjelul a crescut între timp. Pătrunjelul a crescut. Foarte tare, foarte frumos. Și eu am avut porecle când eram la școală. Știam foarte multă franceză, de exemplu, și m-a pus să fac o compunere în franceză și am făcut-o de la un coleg toată, cap-coadă, dar nu știam că o să mă pună să o și citesc în fața clasei. Iar compunerea era despre toamnă. Iar toamnă în franceză se zice... Nimeni nu știe franceză, mă, de aici? L'auton. Ceva de genul. L'auton, l'auton. Iar eu am citit tonton. Asta a fost porecla mea în liceu. Tonton. Tonton, tonton. Nu, lor poreclele le punea soțul meu, taică-s-o, el era cu, dar avea un stil de, și între colegi de la ansamblu, știu foarte bine cei de acolo, aveau câte o poreclă, dar așa cum îi numea, așa au rămas și erau bine alese. Da, 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 și acum tot așa se strigă între ei acolo. Foarte